Vremea frumoasă i-a scos pe Sibien din apartamente și au luat grătarele și le-au încins la curmătura zi. În mijlocul naturii au avut parte de o zi excelentă, mai ales că temperaturile au urcat până la 20 de grade. Sătui de fric și de ploi, mulți sibieni de-abia au așteptat să meargă la iarbă verde. Plăcută să nu știu. Carne pregătită de acasă, condimentată tot de ieri, să stea un pic în baie așa. Pregătit. Lemne, foc, tipul frumos. De asta, doamnă de azi vară. Să rupe ei culele. După o zi școlar de sâmbătă ne-am gândit să ieșim la un grătar. Mici, vreme bună, de ce nu? Și așa, guvernul și-a bătut puțin joc de noi, cu școala sâmbăta, așa că profităm. Indiferent de vârstă, cu toții s-au simțit excelent în mijlocul naturii. Unii au jucat table, alții au făcut drumeții prin pădure sau pur și simplu s-au relaxat la soare. Am ieșit un pic la aer. Ne-am săturat de frig, de stat în casă. Nu se mai poate. Afară e cel mai bine. Am fost și am luat copilul, nepoțelul, și am venit un pic, fără grătar, numai cu ceva gustare. Până pe la ora 3 și apoi mergem acasă. Am venit la iarbă verde, ne simțim foarte bine. Sperăm să ne și brăzăm un pic. Două spumâni, tot așteptăm să ieșim afară și în sfârșit. Este foarte bine. A fost doar repetiția pentru ziua de 1 mai, când prin tradiție locurile de agrement din împrejurim vor fi pline de sibieni dornici de distracție.